Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Arena lui Cătălin Tolontan. Bună dimineața! Bună dimineața! Bună dimineața, o știre sportivă înainte de orice. Luca, te rog să nu fii gelos pe mine. Niciodată. Atenție, stimați ascultători. Ultra Divizia noastră de fotbal programează astăzi un meci restanță din Ultra Etapa 5 a Ultra Diviziei între Extra Cluj și Hiper Sfântul Gheorghe. Cei de la Hiper sunt foarte bine pregătiți, așa cum nu se poate întâmpla decât într-o ultra-ligă, așa cum are România. La rândul lor, însă, jucătorii echipei Extra au două absențe, dar nu vi le spunem ca să nu stricăm imaginea ultra-diviziei, unde au loc doar ultra-meciuri cu ultra-goluri. Diseară, așadar, Extra se confruntă cu Hiper în competiția ultra. Și în timpul în care eu citeam această știre, ne auzeam și vedeam cu toții reclame prin care suntem îndemnați să pariem la firma Ultra sau la firma Extra, sau la casa de betting Hiper. Colegul meu, Dan Udrea, redactorul șef adjunct al Gazetei Sporturilor, a avut această idee, mi-a sugerat-o, mi-a arătat cum ar arăta practic și ne-a arătat tuturor redacție, cum ar arăta practic dacă redacțiile din România s-ar supune toate dorințelor firmelor de pariuri și uneori și dorințelor propriilor manageri sau acționari. Acum, cine este Dan Udrea? Echipele astea nu există, divizia nu există, dar toate celelalte echipe, toate celelalte divizii, toate celelalte competiții ar ajunge să fie pomenite astfel dacă jurnaliștii ar ceda dreptul la libertate de exprimare și dreptul publicului de a fi corect informat. Cine este Dan Udrea? Este omul care a refuzat săptămâna trecută poziția de redactor șef al Gazetei Sporturilor după ce fostul redactor șef Cătălin Tolontan fusese îndepărtat plecând din redacție pentru că n-a vrut, printre altele, ca știrile pe care le citiți, le auziți, să semene cu știrea de mai sus. Că oamenii se întreabă ce se întâmplă la Gazeta Sporturilor, de ce ne-ar interesa pe noi libertatea de exprimare, cu ce ne privește sau cu ce ne afectează în momentul în care ea nu mai există. Nu, așa v-ar afecta. Nu, dar dincolo de asta, trebuie spus că o presă care nu este morală nu are nicio justificare să existe și nu se poate numi presă, ci este altceva, este o operațiune de propagandă. Lucrurile sunt foarte simple. Da, adică nu propagandă cred că pentru firmele de pariuri, în cazul ăsta, care erau clienții de publicitate ai ziarului și pe care noi am refuzat-o permanent, pentru partide, așa cum se întâmplă din păcate la televiziuni, pentru oameni politici, pentru miniștri, pentru oameni de afaceri, pentru cine are bani ca să plătească. Pentru că, de fapt, conform regulilor presei democratice, clienții de publicitate cumpără machete sau inserții publicitare, nu intervenții în articole, în emisiuni de radio, în emisiuni televizate. Ăsta este un lucru pe care uneori oamenii, da, e logic, suntem copleșiți de atâtea știri, de atâtea informații, de atâtea stimuli. Nu înțelegem de ce ar fi important. Exact de asta este important. Pentru că un moment în care presa ar ceda cu totul și s-ar deschide comercialului fără niciun fel de limită și fără să păstrăm libertatea asta ultimă a societății, și anume niște oameni în meseria de jurnalist să fie lăsați să-și facă liber treaba, totul ar deveni, și cum spunea și Vlad, non-inteligibil. Nu am mai înțelege nimic. Știrea ar semăna, toate știrile ar semăna, cum din păcate unele chiar seamănă, cu știrea pe care am încercat să improvizez mai devreme, din care cu siguranță oamenii n-au înțeles nimic, erau confuzi, erau bulversați. Da, pentru că, de fapt, de multe ori, eu eram bulversat în fața relatelor, așa suntem. Da. Dar pot să mai am o adăugire. Adică aș vrea să mai precizez ceva. Sigur, interesele comerciale nu trebuie să interfereze cu interesele editoriale ale unei redacții. Lucrurile trebuie separate, adică e la mintea cocoșului că așa trebuie să se întâmple și de aceea, de exemplu, în audio-vizual există o lege care impune separarea prin semnale, prin ecrane, clară a publicității care se face și se dau amenzi atunci când se face publicitate mascată. Dar dincolo de asta, cred că trebuie să avem o atenție suplimentară față de publicitatea la o industrie, un business, care sigur e legal în România, dar despre care știm că sărăcește oamenii. Adică cei care joacă jocuri de noroc sunt predispuși la a căpăta dependență de aceste jocuri și industria, adică imensa majoritatea celor care lucrează cu acest business pierd bani și uneori își pierd nu doar banii, ci și familiile, întreaga avere. Și apropo de sponsorizarea pe care industria pariurilor o face în sport, din câte știu eu, sigur, tu și cu Luca sunteți mai aproape de lumea asta, sunt țări europene, cred că Italia și Spania, care se pregătesc să interzică sau au interzis deja sponsorizarea de către industria de jocuri de noroc a echipelor de fotbal, de exemplu. O interdicție care va intra în vigoare în câțiva ani în aceste două țări. Și este o discuție inclusiv în Premier League. Și evident că e dificil de purtat discuția asta, că vorbim de foarte mulți bani. Dar e important ca sportul să fie și moral, ca să dea un exemplu fanilor. Scuză-mă, Cătălin. Trebuie purtată discuția nu cu cei plătiți, nu cu părțile interesate, ci și păstrând o moderație în discuția asta. Dar când tu elimini, da, toate părțile și ori pe unii plătești și ea care nu acceptă să fie plătiți de afară, nu vei mai avea o conversație civilizată pe o temă ca asta. Ieri seară a apărut o știre furnizată de Europa Liberă, o declarație a ministrului de finanțe, Marcel Boloș, care a spus că angajați din Ministerul de Finanțe au fost dați afară de către el după ce au întârziat legislația la presiunile lobby-ului firmelor de pariuri. Deci s-a ajuns până acolo încât adică oameni din Ministerul de Finanțe care pregăteau legislația, ordonanța, au ajuns să fie influențați de firmele de lobby ale industriei de pariuri sau de lobby-ul industriei de pariuri, că n-a precizat exact cine a făcut lobby-ul, da? Pentru a întârzia schimbarea legislației. Da. Bun. Am înțeles, Cătălin. Păi vă ținem pumnii. Mulțumesc pentru intervenție. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la EUROPA FM.